Bine ați venit! În clipul de astăzi rezolvăm împreună subiectul întâi din testul 8 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat profil științe ale naturii. La exercițiul 1 trebuie să demonstrăm că egalitatea este adevărată, apoi să aflăm M pentru care ecuația nu are soluții reale, să rezolvăm o ecuație exponențială, să calculăm o probabilitate, să determinăm coordonatele unui punct C, știind că are loc egalitatea vectorială, iar mai apoi să aflăm un parametru A pentru care laturile date sunt laturile unui triunghi dreptunghi. Să începem cu exercițiul 1. Avem logaritmul în baza 2 din 63 minus logaritmă în baza 2 din 7. Ori 1 pe logaritm în baza 2. Din 3 să fie 2. Vă reamintesc faptul că atunci când avem o diferență de logaritmi cu aceeași bază, de fapt această diferență se transformă într-un logaritm care are drept cantitate raportul sau împărțirea dintre cantitățile anterioare. Cu alte cuvinte, această diferență o putem transforma în logaritmă în bază 2 din 63 pe 7 ori 1 pe logaritmă în bază 2 din 3 și să arătăm că este 2. Putem să facem împărțirea pentru că 63 se împarte la 7 și o să rămânem cu logaritmul în bază 2 din 9 ori 1 pe logaritm în bază 2 din 3 să arătăm că este 2. De asemenea, Trebuie să vă mai reamintesc o formulă, și anume, atunci când avem logaritm în bază a din x la puterea alfa, exponentul de la cantitate cade în fața logaritmului, și de aceea vom avea alfa ori logaritm în bază a din x. Cu alte cuvinte, pe 9 noi îl putem transforma într-o putere, iar exponentul va veni în față. Și atunci vom avea. Logaritmul în bază 2 din 3 la 2, pentru că pe 9 îl scriem ca 3 la 2, ori 1 supra logaritm în bază 2 din 3, să arătăm că este 2. Așa cum am spus, 2-ul acesta cade în față și vom avea 2 ori logaritm în bază 2 din 3, ori 1 supra logaritm în bază 2 din 3 egal 2. Simplificăm logaritmii și rămânem cu 2 egal cu 2. Este o relație adevărată. Mergem mai departe la exercițiul al doilea, unde trebuie să aflăm numărul M pentru care ecuația x pătrat plus MX minus M egal 0 nu are soluții reale. Haideți să vă reamintesc pe o foaie separată tot ce trebuie la ecuația de gradul 2. Ecuația de gradul 2 are forma generală ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Dacă vrem să rezolvăm o ecuație de gradul al doilea, atunci primul pas, scoatem coeficienții, apoi calculăm discriminantul ecuației notat cu delta și este egal cu b pătrat minus 4 ori a ori c, și avem trei situații. În cazul în care delta este mai mare decât 0, ecuația are două soluții reale și distincte. Dacă delta este egal cu 0, atunci ecuația are două soluții reale egale. Iar dacă delta este mai mic decât 0, ecuația nu are soluții reale. În cazul în care noi, să completăm reale, în cazul în care noi vrem să rezolvăm mai departe ecuația de gradul 2, avem soluțiile x1 și x2 egale cu minus b plus radical din delta pe 2a și minus b minus radical din delta pe 2a. Pentru că în acest exercițiu ni se spune să aflăm parametrul m pentru care ecuația nu are soluții, înseamnă că suntem în această situație. Cu alte cuvinte, delta trebuie să fie mai mic decât 0. Și atunci, scoatem coeficienții: a este 1, b este m, iar c este minus m. Asta înseamnă că delta va fi b la pătrat înseamnă m pătrat, minus 4 ori 1 ori minus m adică delta este m pătrat plus 4m. Noi doream ca delta să fie mai mic decât 0, asta înseamnă că m pătrat plus 4m e mai mic decât 0 și haideți să vedem cum rezolvăm această inegalitate. Mai inserăm o pagină, mai scriem încă o dată inegalitatea, m la a doua plus 4m să fie mai mic decât 0. Primul pas o egalăm cu 0, aceasta este o ecuație incompletă și putem să o rezolvăm ușor prin factor comun. Îl dăm factor comun pe m, m pe lângă m plus 4 egal cu 0. Un produs este 0 dacă unul dintre factori este 0. Cu alte cuvinte, m poate fi 0 sau m plus 4 poate fi 0. Asta înseamnă că m este 0 sau minus 4 și facem tabelul. Și avem m In ecuația noastră, m pătrat plus 4m, minus infinit plus infinit, și rădăcinile minus 4 și 0. În dreptul lor avem 0. Între rădăcini întotdeauna avem semn contrar lui a. În cazul nostru, dacă ne uităm la m pătrat, coeficientul său este pozitiv, asta înseamnă că între rădăcini vom avea minus, iar în afara rădăcinilor vom avea plus. Pentru că noi ne doream ca inecuația asta să fie negativă înseamnă că M se află în acest interval pentru că nu poate fi 0, înseamnă că M aparține intervalului deschis minus 4, 0. Mergem la exercițiul al treilea. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 3 la puterea x pătrat minus 20 egal cu 1 pe 81. E foarte simplă această ecuație dacă transformăm numărul din dreapta într-o putere de a lui 3. Pentru că avem o fracție, e clar că puterea va fi negativă, iar pe 81 ne imaginăm că este 3 la 4. -a. Însă, pentru că noi avem 1 pe 3 la 4, -a, acesta se transformă de fapt în 3 la puterea minus 4. Acum am obținut o egalitate de puteri cu aceeași bază, iar egalitatea are loc doar dacă exponenții sunt egali. Cu alte cuvinte, x la 2 minus 20 trebuie să fie minus 4. Îl mutăm pe minus 20 cu operația de adunare și vom avea x la 2 egal cu minus 4 plus 20, asta înseamnă că x pătrat este 16, de unde rezultă că x este plus sau minus radical din 16. Cu alte cuvinte, x este plus sau minus 4. X este un număr real, asta înseamnă că ambele numere sunt soluții. Cu alte cuvinte, mulțimea soluțiilor este formată din valorile minus 4 și 4. Mergem la exercițiul 4. Calculați probabilitatea că alegând un număr n din mulțimea numerelor naturale de o cifră, n ia valori de la 0 la 9 în cazul acesta, acesta să verifice inegalitatea n factorial mai mic egal decât n pe lângă n minus 1. Trebuie să luăm pe cazuri să vedem care dintre valorile acestea verifică inegalitatea cerută și atunci începem. Dacă n este 0, 0 factorial, să vedem dacă este mai mic egal decât 0, ori 0 minus 1. Și atunci, avem 0 factorial este 1, mai mic egal decât 0 este o relație falsă. Apoi, dacă n este 1, avem 1 factorial mai mic egal decât 1 ori 1 minus 1, 1 factorial este 1, mai mic egal decât 1 ori 0 este 0, încă o relație falsă. Mergem mai departe pentru cazul în care n este 2. Și avem 2 factorial mai mic egal decât 2 pe lângă 2 minus 1, 2 factorial este 2. Mai mic egal decât 2 ori 1 adică 2 este o relație adevărată. Să vedem ce se întâmplă dacă n este 3. 3 factorial mai mic egal decât 3 ori 3 minus 1, 3 factorial este 1 ori 2 ori 3 adică 6, mai mic egal decât 3 ori 2 adică 6. Și această relație este adevărată. Să vedem ce se va întâmpla în cazul în care n este 4. 4 factorial mai mic egal decât 4, pe lângă 4 minus 1, 4 factorial este 1 ori 2 ori 3 ori 4, asta înseamnă 24 mai mic egal decât 4 ori 3 adică 12. Se observă că factorialul a avut o creștere bruscă. Dacă vom merge mai departe cu celelalte valori. Termenul din stânga va fi foarte mare comparativ cu cel din dreapta, astfel încât e clar că pentru n mai mare sau egal decât 5 cu siguranță vom obține o inegalitate falsă, pentru că factorialul este mult mai mare decât produsul dintre n și n-1. Și atunci, haideți să vedem probabilitatea. În primul rând, numărul cazurilor posibile este de 10, pentru că avem 10 valori pentru n. Haideți să evidențiem acum cazurile în care am obținut adevărat. A fost adevărat acest caz și acesta. Cu alte cuvinte, am obținut două cazuri favorabile. Asta înseamnă că probabilitatea este 2 pe 10. Ca să rețineți mai ușor, ca și mic truc să-i spunem așa, întotdeauna într-o probabilitate trebuie să aveți o fracție subunitară. Dacă numărătorul este cumva mai mare decât numitorul, sigur este greșit ceva acolo. Nu aș putea să am niciodată 10 pe 2. Nu aș putea să am 10 șanse din două să se întâmple un eveniment, pentru că asta măsoară probabilitatea. Care este șansa să se întâmple ceva? Cu siguranță pot să am o probabilitate de felul 2 pe 10, adică am două șanse din 10 să se întâmple un lucru, dar invers este imposibil. Și atunci asigurați-vă că rezultatul este o fracție subunitară sau cel mult echiunitară. Dacă am 10 pe 10, asta înseamnă că am 10 șanse din 10 să se întâmple ce vreau eu. Și atunci e corect, dar mai mult nu am cum să am. Pot simplifica această fracție prin 2 și obțin de fapt că probabilitatea este 1 pe 5. Mergem mai departe la exercițiul al cincilea. În reperul cartezian xy se consideră punctele A de coordonate minus 4,0, B de coordonate 0,4 și originea de coordonate 0,0. Determinați coordonatele unui punct C știind că vectorul AB este egal cu vectorul OC. Haideți să vedem cum putem să aflăm vectorul AB. De exemplu, dacă eu am două puncte, un punct A de coordonate x a, y, a, și un punct B de coordonate x, B, y, B, asta înseamnă că vectorul AB va fi egal cu x-ul lui B minus x-ul lui A, I, plus YB minus YA, J. Și atunci, haideți să calculăm vectorul AB, va fi x-ul lui B este 0 minus x-ul lui A care e minus 4 ori I plus y-ul lui B este 4 minus y-ul lui A care este 0 ori J. Asta înseamnă că vectorul AB va fi minus minus 4 înseamnă plus 4, adică 4I. 4 minus 0 este 4J. Haideți să aflăm acum vectorul OC care este egal cu Trebuie să scriem aici formula. O C ar însemna X-ul lui C minus x lui O ori I plus Y-ul lui C minus y lui O ori J. Asta înseamnă că vom avea X-ul lui C este XC minus X-ul lui O care e 0 plus Y-ul lui C minus 0 ori J de unde rezultă că vectorul OC este egal cu XCI plus YCJ. Știam că cei doi vectori trebuie să fie egali. Asta înseamnă că XCI plus YCJ este egal cu 4I plus 4J. Privim în oglindă și observăm că XC trebuie să fie 4, iar YC trebuie să fie tot 4. Rezultă XC egal 4, YC este tot 4, cu alte cuvinte, ce va avea coordonatele 4, 4. Mergem la exercițiul 6. Determinați numărul real A cu A mai mare decât 1 știind că A minus 1, 2A și 2A plus 1 sunt laturi pentru un triunghi dreptunghic. Să vedem ce putem să facem de aici. Desenăm un triunghi dreptunghi pur și simplu orientativ. Îl fac aici micuț. Cea mai cunoscută teoremă din triunghiul dreptunghi automat este teorema lui Pitagora. Dacă noi știm că acestea sunt laturile unui triunghi dreptunghi, e clar că cea mai mare latură este ipotenuza. Și atunci aceasta va fi 2A plus 1, iar celelalte sunt catetele. Pentru că triunghiul este dreptunghic, noi ne amintim din triunghiul dreptunghic teorema lui Pitagora, care spune că Suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei. Și atunci, în cazul nostru, vom avea a minus 1 totul la pătrat plus 2a totul la pătrat egal cu 2a plus 1 totul la pătrat. Repet, într-un triunghi dreptunghic. Cea mai mare latru este ipotenuza, de aceea 2a plus 1 este ipotenuza, pentru că 2A, 2a plus 1 este cel mai mare număr, iar restul sunt catete. Ridicăm la pătrat și avem a pătrat minus 2a plus 1 plus 4a pătrat egal cu 4a pătrat plus 4a plus 1. Scădem 4a pătrat și se reduce și atunci rămânem cu a pătrat minus 2a plus 1 egal cu 4a plus 1. Îl scădem și pe 1 și atunci avem a pătrat minus 2a egal cu 4a. Îl scădem și pe 4a și atunci obținem a pătrat minus 6a egal cu 0. Aceasta este o ecuație de gradul al doilea incompletă. O rezolvăm cu factor comun foarte rapid. Îl dăm factor comun pe a. A pe lângă a minus 6 egal cu 0. Un produs este 0 dacă unul dintre factori este 0. Cu alte cuvinte, a ar putea fi 0 sau a minus 6 ar putea fi 0. Din a doua rezultă că a este 6. Cu alte cuvinte, am găsit valorile lui a, 0 și 6. Însă, din enunț, știm că a trebuie să fie mai mare decât 1 și atunci rezultă că singura, singura valoare potrivită este a egal cu 6.